Hei, salut, drăguților! Eu sunt Lumi și bine ați venit în lumea mea. Vin astăzi la voi cu informații legate de declarația fiscală și mai exact vreau să vă vorbesc despre cheltuielile pe care le puteți trece în declarația fiscală pentru a vă recupera din impozitul plătit în 2021 în cazul în care ați lucrat de acasă. Adică persoanele care au făcut home office în 2021 au o serie de avantaje și anume o serie de cheltuieli pe care le pot trece în declarația fiscală pentru a recupera, așa cum vă spuneam, din impozitul deja plătit. Despre toate aceste cheltuieli vreau să vă vorbesc astăzi, nu înainte însă de a vă ruga să vă abonați acestui canal, apăsați acolo jos butonul de subscribe, dați un like acestui clip dacă vă place, distribuiți-l către persoanele care considerați că ar putea fi interesate de acest subiect. M-ați ajutat foarte mult și mă bucur de fiecare dată când faceți aceste lucruri și sper din toată inima ca informațiile pe care vi le ofer să vă fie de folos. Trecând așadar la declarația fiscală și la subiectul clipului de astăzi, vreau să vă spun că poate deja ați completat declarația fiscală pentru 2021. Dacă nu ați completat-o, atunci e bine să știți că aveți anumite beneficii, anumite avantaje de care puteți beneficia în cazul în care ați lucrat de acasă, adică în cazul în care ați făcut home office. Știți foarte bine că atât în 2020, cât și în 2021, în perioadele acestea de lockdown, guvernul austriac ne-a cerut de foarte multe ori să lucrăm de acasă, să facem home office, bineînțeles acolo unde specificul jobului a permis acest lucru, pentru că nu toată lumea poate să lucreze de acasă. Dacă ești șofer de metrou, cam greu să faci home office, dar pentru toți ceilalți care au stat acasă și au lucrat de acasă, există câteva reglementări referitoare la declarația fiscală. Și mă refer aici la o serie de cheltuieli pe care o să vi le spun în continuare, dar nu la cheltuielile personale, anume cheltuieli legate de mâncare, legate de haine sau alte achiziții pe care le facem noi în scop personal, pe care oricum le facem indiferent de locul de unde ne desfășurăm activitatea profesională. Deci nu la aceste cheltuieli vreau să mă refer, ci la cheltuieli legate strict de serviciu, de locul de muncă și de activitatea pe care o desfășurăm fiecare dintre noi. Iar primul avantaj pe care îl au cei care au lucrat de acasă în 2021 este faptul că angajatorii sunt obligați să le plătească 3 euro pe zi pentru fiecare zi lucrată de acasă. Acesta, în principiu, așa, să acopere cheltuieli legate de energie electrică și de alte consumabile pe care le folosim mai mult când suntem acasă și nu le mai folosim la birou. Așadar, 3 euro pe zi trebuie să primească fiecare persoană care a lucrat de acasă, cu un maxim de 300 de euro pe an, însemnând 100 de zile de home office în anul 2021. Aceasta este o obligație a angajatorului, deci fiecare angajator trebuie să plătească acest lucru. Dacă nu ați primit acești 3 euro pe zi și ați stat în home office, adică ați lucrat de acasă, sau poate ați primit doar 2 euro pe zi, este bine să știți că puteți să cereți acești bani în întregime sau diferența față de cât ați primit deja în declarația fiscală. Deci este un avantaj și câțiva euro acolo pe care o să îi primiți în cazul în care ați lucrat de acasă. Iar în ceea ce privește cheltuielile specifice, o să mă refer, bineînțeles, așa cum vă spuneam, la cheltuieli legate strict de activitatea profesională desfășurată. În primul rând, spațiul de lucru. Există acolo niște cheltuieli legate de spațiul de lucru, energie electrică, încălzire, reparații, poate, nu știu, tot felul de cheltuieli legate de spațiul de lucru care pot fi trecute în declarația fiscală. Mare atenție însă, condiția este ca spațiul de lucru respectiv să fie trecut ca sediu fiscal, adică să fie un spațiu care este aproape exclusiv folosit pentru lucru.
Cum este cazul meu, de exemplu, lucrez de acasă din livingul apartamentului în care locuiesc. Acesta nu este spațiu fiscal, nu este un loc în care doar lucrez. Este și locul, un loc personal pe care îl folosesc, bineînțeles, și în afara serviciului. Deci nu pot să cer aceste cheltuieli doar pentru faptul că lucrez de acasă într-un loc care, pe care îl foloseam și în scop privat. Dar, în situația în care ați fost nevoiți să lucrați de acasă și aveți o cameră, poate, pe care o folosiți doar în acest scop sau v-ați amenajat în momentul în care s-au introdus aceste reglementări cu lucrul de acasă, v-ați amenajat un spațiu de lucru specific pe care îl folosiți exclusiv pentru a lucra, atunci cheltuielile aferente acestui spațiu de lucru pot fi trecute în declarația fiscală. Aveți mare grijă aici, există o diferență așa în ceea ce privește un spațiu de lucru și un sediu fiscal, adică o declarație, un spațiu pe care îl declarați ca fiind exclusiv utilizat doar pentru serviciu. Există situația poate în care ați închiriat un spațiu de lucru într-un spațiu din acesta de birouri sau, nu știu, există diferite situații în care ați avut nevoie de un spațiu special pentru a lucra, lucru care vine la pachet cu cheltuieli suplimentare. Aceste cheltuieli pot fi trecute așadar în declarația fiscală. O altă cheltuială foarte importantă pe care o puteți trece în declarația fiscală este cea legată de internet și telefonie. Bineînțeles, lucrați de acasă, folosiți internet, folosiți poate telefonul privat în scop profesional. În acest caz, puteți să cereți aceste cheltuieli în declarația fiscală, cu mențiunea să faceți distinție clară între ce înseamnă utilizare în scop personal și ce înseamnă utilizare în scop privat, în scop profesional. Și aici mă refer la faptul că de multe ori este greu să se facă această distinție. De exemplu, internetul folosit și în scop personal, folosit și în scop profesional. Atunci se poate cere doar o cotă, parte din valoarea facturilor respective ca fiind cheltuială legată de serviciu. Mai specific poate să fiu. Dacă aveți un internet acasă și din cauza faptului că vă trebuie internetul și pentru lucru, aveți nevoie de o viteză mai mare, în funcție fiecare de ceea ce face. Atunci ați făcut un upgrade la abonamentul de internet, atunci această diferență poate să fie trecută în declarația fiscală, pentru că este specific pentru activitatea pe care o desfășurați. În cazul telefoniei, poate aveți nevoie de minute internaționale pe care le folosiți doar în scopul serviciului. Atunci aceste cheltuieli pot fi trecute în declarația fiscală. Mare grijă însă să faceți o distinție clară între ce folosiți privat și ce folosiți pentru serviciu. O altă cheltuială o reprezintă cheltuiala legată de mobilă. Mulți dintre noi poate nu avem acasă un birou, nu avem acasă un scaun sau un spațiu de lucru așa cum trebuie el să fie din punct de vedere ergonomic, adică să ne ajute și din punct de vedere al sănătății. Și poate am cumpărat în 2021 astfel de mobilă. Așa cum vă spuneam, un birou, un scaun de birou și așa mai departe. Știu că sunt situații în care firmele, angajatorii au oferit angajaților care au trebuit să lucreze de acasă aceste piese de mobilier. În cazul în care l-ați cumpărat mobilierul din banii voștri personali, este bine să știți că îi puteți trece acești bani în declarația fiscală cu o limită de 300 de euro pe anul 2020 plus 2021, pentru că acest home office a început din 2020. Atunci, poate mulți dintre noi am achiziționat pentru că aveam nevoie de acest mobilier și nu mai avem nevoie în 2021 pentru că nu se strică atât de repede un birou sau un scaun. Deci suma totală pentru cei 2 ani este de 300 de euro. Dacă nu ați achiziționat nimic în 2020, puteți să treceți această sumă integral, deci 300 de euro în 2021.
Bineînțeles, făcând dovadă pe bază de facturi și așa mai departe, că ați achiziționat mobilierul respectiv. Iar o altă condiție în cazul mobilei este aceea ca numărul de zile de home office să fie mai mare de 26 pe an. Adică trebuie să fi lucrat în 2021 mai mult de 26 de zile de acasă pentru a putea beneficia de deducerea acestor cheltuieli legate de achiziționarea mobilei ergonomice în declarația fiscală. Și o altă cheltuială care poate fi trecută în declarația fiscală este cea legată de echipamentul IT. Un laptop, o tastatură, un monitor sau poate accesorii, un mouse, căști, imprimantă, hârtie pentru imprimantă, memory stick și așa mai departe. Este bine să știți că puteți să treceți aceste cheltuieli în declarația fiscală în limita a 800 de euro pe an. De exemplu, ați lucrat de acasă și ați avut nevoie de un laptop, pentru că nu ați putut să folosiți calculatorul de la birou, ați avut nevoie de un laptop, de un calculator sau de alte accesorii, le-ați achiziționat, atunci aceste facturi și aceste cheltuieli le puteți trece în declarația fiscală. Încă o dată menționez, condiția de bază este să faceți dovada că ați folosit aceste echipamente în interes de serviciu și nu personal. Dacă, de exemplu, aveți un laptop pe care îl aveați dinainte de pandemie, dar pe care l-ați folosit și în scop profesional în perioada pandemiei, atunci trebuie să cereți în declarația fiscală cotă parte din cheltuielile aferente pentru cât ați folosit calculatorul în scop personal și cât ați folosit în scop privat. Se presupune că cel puțin 40% dintre aceste cheltuieli sunt cheltuieli pe care voi le-ați fi făcut oricum, adică sunt cheltuieli personale și nu pot fi trecute în declarația fiscală. Celălalt de 60% pentru utilizarea sau achiziționarea de componente IT pot fi trecute în declarația fiscală. Acestea au fost cheltuielile așadar legate de lucrul de acasă pe care le puteți trece în declarația fiscală. Sper să vă fie de folos, sper să vă recuperați o parte din banii pe care i-ați cheltuit pentru aceste lucruri, fie pentru un spațiu de lucru, fie pentru componente IT, fie pentru mobilă, să vă recuperați acești bani în urma completării declarației fiscale, pentru a nu acoperi toate aceste cheltuieli din banii voștri, dacă ați folosit obiectele respective în interes profesional. Acestea au fost așadar informațiile. Eu vă mulțumesc. Dacă aveți întrebări sau dacă aveți completări la ceea ce am spus eu, mă bucur să le citesc în secțiunea de comentarii. Mă puteți întreba și alte lucruri, atât pe Instagram cât și pe Facebook. Și sper că v-ați abonat acestui canal să fiți la curent de fiecare dată când postez un clip nou. Iar până data viitoare, vă pup, pa, pa! Child, don't forget.